Racla în care se află un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul a ajuns la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Odorul de mare preț a fost întâmpinată de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale, de obștea mănăstirii și de numeroși credincioși. Sfintele moaște au fost așezate în biserica Nașterea Maicii Domnului a mănăstirii, alături de icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului și de racla Sfântului Mucenic Alexandru Romanul. Și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu îndrăgăriu și-a toată milostivirea, a cărui mile se nească măsura și mire de oameni atât neajunsă, la ta slavă că sunt cu frică și cu tremur, ca niște rog netrebni și cu milință, atunci fac cu mulțumire bunătății tale pentru binevoarea ce a fost asupra robilor tăi în această sfântă mănăstire, ca pe Domnul, Stăpânul și Plicătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși când sunt înaintea ta mulțumirul de cu milință nemăsurată și de spusa ta milostivire, că precum ai binevoita pe mine acum rugăciunea robilor tăi și milostirea elegii, ale se împlini cerere, așa și de acum înaintea mei cei ăștia spui dreapta credință, în dragostea ce către tine, cea către aproape și în toate faptele cele bune, și-a dobândit ale tale binefacții între cu toți credincioși tăi, mântuiește-i toată rea întâmplare, dăruiește-le pace, liniște, te vencește pe toți totdeauna, mulțumirea aduce cele prea bune ale grei și a cântației cele fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și bun și de viață, Stăpâne Duh, Dumnezeu ce slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeu, nostru slavă ție. În cuvântul adresat cu acest prilej, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că Sfântul Ioan Iacob a ales să poposească prin sfintele sale moaște la mănăstirea Hadâmbu. Îmi readuc aminte când am luat blagoslovenii la părintele Clement Aralam, i-am zis că plec spre Ierusalim. A zis că ai grijă, părinte Nicodim, când ajungi la Sfântul nostru, să-i spui așa. Sfinte Ioane Iacob, vin acasă înapoi. Te așteptăm în România. Am strigat din două, trei ori acolo la raclă, dar nu m-am gândit că am avea vrednicia. Că lucrează așa de frumos Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu. Părintele David tot timpul m-a copleșit cu dragostea și cu tot ce e sfânt în harul preoției care l-are la Dumnezeu, ori de câte ori am poposit în Țara Sfântă, cu pelerinii, tot timpul ne-a blagoslovit cu atâtea daruri duhovnicești, în afară de cuvântul de învățătură, eu îl consider ambasadorul României în Țara Sfântă. Sunteți martori că am spus și după predică de fiecare dată ce rol are Părintele David în viața mea, în viața mănăstirii noastre și, în ultimul rând, în viața tuturor românilor, creștinilor, pelerini ortodoși care poposesc în Țara Sfântă și cu câte trăire revin în Țara Sfântă, Sfântul Ioan Iacob a blagoslovit să ajungă mănăstirea Hadâmbu. Avem atâtea odoare sfinte aici. Mă refer la odorul din fața noastră și pe la adică Maica Domnului, icoana făcătoare de minuni. Nu de mult s-a întâmplat încă o minune Sfântul Alexandru Romanul, care iată este alături de Maica Domnului și Sfântul Ioan Iacob, care a fost martirizat și a ajuns mucenic la vârsta de 18 ani, ocrotitorul tinerilor. Iarăși din nou o mare binecuvântare. Dar să gândesc, măcar prin gând să întreagă, că astăzi vom avea așa mare blagoslovenie, iată că ne-a oferit acest odor, aceste sfinte moaște, ca toți românii creștini ortodoși de pretutindeni, care nu au posibilitate să ajungă în Țara Sfântă, are ocazia să se închine la sfintele moaște, părticica aceasta a Sfântului Ioan Iacob, unde știm că și la Mănăstirea Neamțului, seminarul teologic, dacă nu mă înșel, este vegetul Sfântului, și pentru a doua oară Sfântul nostru poposește în această frumoasă sihăstrie a Maicii Domnului, în acest loc sfânt,
sacru, aș putea spune. Cred că blagoslovenia Maicii Domnului, nu cred că puțină credința noastră, dar mulțumesc Maicii Domnului tuturor Sfinților și Sfântului Cuvios Ioan Iacob, că a blagoslovit să fie alături de celelalte Sfinte Moaște și să ne ocrotească atât obștea noastră, cât și toți pelerinii credincioșii care vor poposi și se vor închina cu evlavie la aceste Sfinte Moaște.